ce faceți, cum sunteți? Eu sunt bine, astăzi o să vă prezint top 20 de jucători preferați mei. Începem cu N'Golo Kanté. N'Golo Kanté nu-mi place atât de mult, dar e preferatul meu. Al doilea loc este... tot de la PSG, Marquinhos pe locul 19. Pe locul 18 l-aș pune pe, nu-i de la PSG, de la Real Madrid, Tchouaméni, noul transfer. Pe locul 17 l-aș pune pe Karim Benzema. Pe al 16-lea loc, pe cine să pun? Pe Di Maria. Pe al 15-lea loc, hai să mă gândesc, este, nu știu cum să vă spun, este, cum să vă spun, că l-am și uitat. Neymar. Neymar pe locul 15, pe locul 14. Chiar rău de tot vă dau. 14, Messi. Pe 13, Mbappé. Pe 12, e un portar, Donnarumma. Pe 11, cum să vă spun? Ce mă călăb și uitat? Stai să mă gândesc. Navas. Pe locul 10, mama, ce m-am spart. Varane. După aia, e un transfer. João Cancelo, pe locul 9. Pe locul 8, bineînțeles, este ocupat de Mane, pe locul 8. Pe locul 7 l-aș pune pe, să mă gândesc, eu nu, tot un nou transfer, Lucas Paqueta. Pe locul 6 l-aș pune pe Sergio Ramos. Pe locul 5 l-aș pune pe nu știu cum să vă spun, este un fotbalist printre preferații mei pe locul 5. Nu știu cine. Stai că mă gândesc. Eden Militao. O să avem și un icon. Pe locul 4, Ronaldinho. Pe locul 3, Pele. Pe locul 2, nu se vede. Tot icon, Zidane. Și pe primul loc se știe Cristiano Ronaldo. Dar jucătorul meu care aș vrea să mulțumesc cu el, în afară de Cristiano Ronaldo și de Pele, ar fi ori Ronaldinho, ori Mbappé. Da, ori Mbappé. Și aș mai pune pe cineva. O să vă prezint cățelul meu. Mâine. Am promis la 50 de abonați că o să vi arăt. De acum 2 luni, 3 luni, nu știu. Am canalul de 3 luni. Cățel. Vă spun ceva. În 2 zile, sigur 2 zile, vi l-arăt. Sper că o să vă placă cățelul. Nu știu ce să vă spun, dar eu acum în total cu toată familia, cu mama unul, eu unul, tata
Mama 1, eu 2, tata 3, pisici 2 am. Dar nu vine mai departe ăla, că nu am putut să-l prind. 4, pisicul ăla altă 5, cu câinele la 6 și cu ăla 7. Am mai avut un hamster acum, dar a murit. Din păcate. A murit când a existat. Și îmi iau calul Dorian Pop. Atât. Dar e mic, nu e mare. Și nu știu ce să vă spun. La 100 de abonați o să scot piesa mea, adică mea, eu cum la microfon. Nu știu dacă am studio, nu știu, dar o să scot o piesă. Nu știu dacă se abonați, dar nu cred. Cred că la vreo 100 de abonați de acolo o să nu fac un studio, o să cumpăr prima mea piesă. Asta mai am, mai am din videoclip, stați de liniște. Și nu știu ce să vă mai, ce să vă mai spune. Păi, v-am arătat să acum de facultatele acolo. Mi-am luat și birou, mi-am luat și scaun. Nu știu nici eu. A, stai un pic, mă duc că rup ceva. Scriu de acum versurile. De acum. Hai să scriem. Păi stai să mă gândesc. De acum o să le scriu, dar după ce termin videoul ăsta. Vă prezint pixul ăsta. Acesta este pixul. Acesta este caietul. Și nu știu ce să vă mai arăt. Nu știu ce să vă mai arăt. V-am arătat ce am putut și eu. Am o idee ce să vă arăt. Stai să o țară. Ui! Dacă nu se vede, nu se vede, mai fac aia, dar o să facem parcuri de aia. O să facem parcuri din 5, de 5, până 3, 2, 1, loc. Ce pot eu să fac? Păi și nu știu ce să vă mai arăt. Haideți să vă arăt cum fac eu bilețelele. Eu le fac așa. Și
Cam așa este cățelușul. De nu îl iau eu. Păi știți de la voi am popa. Nu știu ce să vă mai arăt, dar o să vă arăt cel mai frumos desen făcut de cel mai frumos. Dacă cel mai frumos. Ăsta. Nu știu. Aici am încheiat video-ul, dar o să încercăm ceva și după aia încheiem. O să încercăm, nu știu cum se face. Ce? Să facem pe paletă cu chestia asta, am nici bineînțeles. Dar vreau să încercăm să facem 20 cu asta. 1, 2, 3, 4, nu pot. Nu pot că am realizat. Asta a fost ce am putut să vă arăt. Haide, pa! Scuzați-mă. Dar stați că vă mai arăt ceva. Noua mea scutitoare. Haideți, pa!